Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Sunt foarte multe fete în România care se tem, care sunt înspăimântate de ceea ce trăiesc. Sunt foarte multe fete în România care se cred puternice, încât la 17 ani au o relație cu un bărbat de 30 de ani. Sunt foarte multe fete în România care nici măcar nu visează pentru că realitatea este prea dură și nu inspiră la visare. Dar sunt și foarte multe fete în România cu capul pe umeri, fete care nu s-au abandonat unor stăpâni, fete care au devenit femei puternice, inspiraționale, femei care încearcă să le deschidă mintea altor fete plecate în viață, fără nimic. Așa a fost și ea. Nu s-a avut decât pe ea și nu s-a abandonat. Și au fost mulți care au vrut să pună mâna pe ea, să o supună. Nadine nu s-a lăsat. Iată-o astăzi, vorbind despre puterea ei de femeie. Și tu ai puterea asta. Bine ai venit! Bine te-am regăsit, mulțumesc de invitație! Vorbește-mi despre puterea inimii tale, despre puterea ta de femeie. O ai, nu? O deții. Eu despre asta am vorbit. Eu așa simt. Inima mea așa simte. Doar că am priceput ceva mai mult de atât. Am 42 de ani. Să fii sănătoasă, mulți înainte. La toată lumea. Și am priceput că înainte să fiu femeie, sunt un om. Dar fii atent că aici este o trăznaie foarte importantă. Dacă eu mă văd pe mine ca femeie și dezvolt o relație de parteneriat cu mine ca femeie, atunci intru, mă supun unor anume legi, și anume, bă, o femeie trebuie să fie și ea cu un pantof din ăla drăguț, o femeie trebuie să știe întotdeauna să lase și loc de bună ziua, să fie și drăguță, să nici nu supere, să fie și așa și pe dincolo, și așa și pe dincolo. Este un tipar în care nu a care pentru mine și din punctul meu de vedere nu funcționează cu linia destinului nostru. În schimb, dacă dai un pas în spate și nu te vezi femeie muiere și nu te subordonezi tuturor elementelor care intră în categoria femeie, da? Așa. Știi că femeia e mai feminină, femeia trebuie să fie un pic, femeia trebuie să... Asta sau e mai vulnerabilă, sau mai personaj. Slabă, sau mai... Asta e un personaj. Adică societatea a construit un personaj, femeia. Și femeia acasă e într-un fel, femeia în pat e într-un tipologie. Fel, femeia nevestă, da. Tu, tu când crești ca de sex feminin pe planeta asta, tu intri automat... dar împinsă de societate și de părinți. Încă de mică îmbrăcată în roz. Îmbrăcată în roz și cum stai frumos, nu te mai arunca, nu mai te-ai pleca. Așa râde o fetiță. Ține capul. Da? Deci o militarie care schingiuiește și schimonosește ființa și omul, da? Avantajul meu, cu ghilimelele de rigoare, dar este un avantaj, faptul că nu am avut părinți care să mă împingă spre tu ești fată, o fată face așa, am putut lăsa omul să se manifeste. Și fii atentă, că dând un pas în spatele femeii, femeia rămâne în față. Cine vor ei să fie femeia? Uite, mi-am pus, sunt cu tocuri. Păi erai și tu la un moment dat încadrat. Nu, eram, stai puțin, pentru că nu eram... Bombă! Eram bombă. Femeie... Pentru că nu făcusem parteneriatul cu omul. Și omul are o armată de oameni în spatele său, din punct de vedere genetic, evoluționist, psihologic. Eu am vrut parteneriatul cu tot pachetul omului, nu cu pachetul femeii. Pachetul femeii este pachetul societății, este de suprafață, e la prima mână. Așa e. Îmi las plete, n-am plete, îmi pun extensie, n-am gene, îmi pun gene, îmi dau cu rogi, sunt muiere. Și îmi place asta când bărbații se îmbracă în muiere și uneori nici nu-ți dai seama că sunt muieri. Și așa ne trebuie. Așa e. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Femeia este o spoială, bărbatul un spoială, dar omul. Și atunci, mie mi-este mult mai simplu să iau decizii de pe locul meu de om decât de locul de femeie. Eu ca femeie nu știu cum să reacționez. Mă uitam la cursuri de feminitate. Ce, Doamne, iartă-mă, mă învață acolo. Că eu nu vreau să anulez jumătatea masculină care o am în mine. Pentru că ferească sfinții să mă prindă noaptea prin oraș pe un toc, să merg așa un pic legănat ca muierea și să fiu ciupită sau înghesuită. Eu am nevoie și de jumătatea cealaltă să mă pot proteja. Ok? Și atunci, eu nu vreau, repet, și chiar mă înspăimântă curs de feminitate. Dar unde pierzi? În ce ne-am transformat? Că nu suntem niște brute, suntem decente, cum se cade, politicoase.
e ceva mai mult de atât la chestia asta cu feminitatea. Adică am înțeles că trebuie să ne epilăm în secolul ăsta. Bun, o facem. Asta înseamnă că sunt mai femeie decât alea care au clădit societatea pe care noi am, în care noi trăim draga acum. Draga mea, suntem atât de inspiraționale încât și bărbații se epilează. Și asta e un punct de vedere. Și nu? Se pensează și... Și n-am o problemă cu asta. O pot face atâta timp cât nu încurcă borcanele. Pentru că, din păcate, asta li se întâmplă. Eu, ca muiere, tot smulgând după mine, făcând nu știu ce, construiesc personajul și uit omul. Și când ies pe stradă, știi, și tonul vocii se schimbă, dar se schimbă și gândirea și destinul. Da. Iar eu nu pot îndeplini destinul dacă vreau să te mulțumesc pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Pe ăla cu extensii, pe ăla cu silicoane, pe ăla cu fustă scurtă, pe ăla cu hură de slăbire. Eu trebuie să mă concentrez pe ce este semnificativ. Când s-a întâmplat asta, Nadine? Au trecut ani, ani consistenți din viața ta, ani în care tu ai experimentat. Destul de târziu ai aflat de Nadine omul, nu? L-ai descoperit, te-ai descoperit. Cât de târziu? A fost, cred că acum dacă stau să mă gândesc, eu am avut nevoie ca în adolescență să fiu bombă. Așa. Pentru că aveam nevoie de independență financiară și un acoperiș deasupra capului. A fost atât de simplu. Și înțeleg că omul care am fost a pregătit drumul pentru omul care sunt. Dar numai în parteneriat. Vreau să fac o paranteză foarte importantă. Femeile spun deseori și oamenii: eu nu am 40 de ani, eu nu am 50-60, eu mă simt tot ca la 20. Ferească sfinții să nu îmbrățișezi anii pe care îi ai. Pentru că eu vreau să am 42 și 50 și 57 și 65 și 80. Pentru că vreau să-mi dea pachetul de informație. Pentru că informația aia mă face să fiu cu fața la joc, dacă îmi permiți. Adică, neconfuză-ne, auzi, fată, zi-mi și mie că nu știu ce să fac. Auzi, fată, m-a părăsit. Auzi, fată, dar de ce crezi că azi? Eu n-am nevoie de cineva din afara mea să-mi dea direcția, pentru că sunt în conexiune cu mine. Mă uit în urmă la adolescenta care am fost și zic, vai, de capul tău, fată. Dar înțeleg, atât ai știut, ai făcut ce ai putut, ce a fost mai bun cu ce ai știut, cu ce ai avut. Nadine, ai reușit să te extragi. Da. De acolo, din zona aceea de showbiz în care unii și alții trăgeau de tine, te exploatau într-un fel sau altul, nu? Exploatau imaginea ta de bombă sexy. Dar spune-mi, vorbim de fetele pe care tu le întâlnești la școlile pe care le vizitezi în Dâmbovița, da? Ele cum sunt? Pentru că ele își doresc forța asta, feminitatea, misterul, senzualitatea, vor să profite, vor să ademenească, uneori, nu, chiar fete de 17 ani au relații cu bărbați de 30. Ele cred că sunt puternice făcând asta. Și cu toate astea ajung să fie doar niște sclave, sclave sexuale. Așa este. Spune-mi, au fost tentații de genul ăsta pentru tine? Să te simți când ai, te simțeai mare și tare, simțeai că poți să faci orice, pentru că corpul tău îți permitea, pentru că imaginea ta era wow, nimeni nu se rezista. Aveai bărbații la picioare. Da, aveam bărbații la picioare, dar nu aveam conexiune umană. Și târziu am priceput conexiunea și nu fizicalitatea. Alergăm după fizicalitate crezând că aia e totul, pentru că nu înțelegem afecțiunea. Și da, era simplu și este o... toate la timpul lor. E o vârstă pentru acel joc erotic. E o vârstă pentru acel consum. Ne consumăm unul pe celălalt. E o vârstă pentru toate. Mulți rămân întemnițați. Tu ai fost grăbită? Etern. Tu ai fost grăbită? Pentru că fetele sunt foarte grăbite. Nu-și mai dau răgazul de a crește cumva, de a-și potența feminitatea asta, de a lăsa cumva sexualitatea mai târziu. La mine avantajul a fost, și iar revin, eu am fost extrem de sălbatică și de băiețoasă. Așa. Și eu înspăimântam. Băgai frica în băieți? Da, dar fără să-mi... Adică eu îmi doream opusul. Voiam să... Și chiar cineva îmi spunea că... E păcat de tine, Nadine, dacă n-ai fi așa de... nu Terminator, era, cred că cu Rambo era un film atunci. Zice că te-ar plăcea băieții. Și atunci m-am uitat mult în oglindă, încercând să pricep ce voia să spună. Dar eu lătram la băieți. Și nu m-am putut bucura de jocurile astea adolescentine. Și după aia am început să muncesc. Când am intrat într-o altă zonă, unde și acolo era, dar... Repet, eu tot agresivă eram. Mhm. Și nu... Pentru că simțeai nevoia să te aperi.
Da, și pentru că nu fusesem educată ce înseamnă relația dintre băiat și fată. Și eu le dădeam pumni la asta, știu, și în școala vedetelor ne bumbăceam și ne... Îi cafteai? Da, da. Păi și atunci, inspirațional vorbind, tu care asta faci, inspiri, motivezi tineri, copii, ce le poți spune din experiența ta? Cum să se extragă? Pentru că, pe de o parte, agresivitatea asta a ta era un soi de mască, poate, pentru faptul că nu era cineva care să te apere. Mai simți nevoia astăzi de cineva care să te apere? Nu, absolut. Crezi că, în primul rând, femeia trebuie să știe că ea se poate apăra pe ea însăși? Absolut. Și că... Trebuie neapărat să ai pe cineva care să te apere? Nu, dar trebuie să dezvolți în tine toate instinctele de apărare, să le upgradezi și să investești în ele. Și multe femei nu fac asta pentru că nu-i frumos. Nu-i frumos ca o femeie să înjure, nu-i frumos ca o femeie să scuipe, nu-i frumos ca... Și am o prietenă care a venit bătută de la bărbat și tot îi spun de 3 ani de zile, frumoasă, talentată, plimbată în lume, școlită, dar la sfârșitul zilei bătut. Și e pe prințesă și Nadina, aș fi vrut să fiu mai mult ca tine, așa cinică cum ești, că te-am judecat, dar mai bine ca tine. Bă, și îi spuneam, bă, dar nu-ți vine uneori să zic, bă, da, și să spui poalele în cap, și ea făcea, vai, nu, și zic, bă, ar trebui să existe un serviciu de înjurat, știi? Să ia sărmana biată, puteți să veniți să-l înjurați pe soțul meu între 6 și 8, știi? Să-l spele cineva din cap până în picioare. Știi cum era? Că pe vremea era, pe vremea Ceaușescu, ți era frică de țigănci, că dacă te înjură, nu te mai spală nici Dunărea. Exact. Și cam așa ar trebui niște servicii și după aia de bătut bărbați. Îmi cer scuze că oricât de pacifistă și umanist aș fi, n-am evoluat suficient încât să... Și prietena asta a ta, ce a învățat de la tine? Ce a reușit? Mi-am dorit din tot sufletul să învețe să ia, să facă, să țină dovezi ale abuzului. Și ea zice, dar să știi că degeaba înregistrez, că eu niciodată n-am să folosesc. Zic, da, bine, am înțeles, dar tu fă-le și pune-le undeva în siguranță, nu pentru tine, pentru copil, care și un copil martor la toate aceste abuzuri. Și acum a început să adune dovezi, sper din tot sufletul într-o zi să aibă niște ași în mânecă cu aceste dovezi. Să-și pună bani deoparte, să-și caute o casă cu chirie, să vadă cât costă o chirie, să vadă cum ar putea să se mute în mijlocul nopții, să-și facă un mic băgăjel. Pentru că, din păcate, societatea nu a creat acești stâlpi care să protejeze femeia vulnerabilă. Vreau să-ți fac o paranteză. La mine, în Dâmbovița, într-o anume clasă, am făcut un atelier cu foarte multe fete. Una mai frumoasă ca cealaltă și una neatrăgătoare din punct de vedere al celorlalți colegi. Grăsunucă, plină de coșuri și cu aparat dentar și pe foarte introvertit, pentru că nebăgată în seamă, așa, săraca n-a apucat să dezvolte calitățile astea sociale. Ea venea la atelierele mele, nu lipsea niciodată, dar vinerea, sâmbătă, duminica era acolo. Celelalte fete, dacă le chemam, erau la bâlci, realmente că există în continuare bâlci, se duceau la bâlci, își luau vată de așa, dacă aveau vată de asta de zahăr pe băț și nu știu ce, tot timpul ocupate cu activități legate de băieți, pentru că băieții le invitau la bâlci. Cine a intrat la facultate? Cine? Fata cu apă rălentat. Grăsunuca, exact. Și cu coșuri, da, pe față. Și i-am zis, șansa ta este că nu ești populară. Șansa ta este că nu ești de interes pentru băieți, ca să-ți toace timpul și mintea și inocența și frumusețea. Toate celelalte, și mă scoate din minți, le-am întâlnit vânzătoare la supermarket. Dar înțeleg ele că mai târziu, fetele astea care sunt atrase, iată, la bălci, de diverse invitații, pot cădea în capcana unui lover boy. Că se știe, în continuare, femeile sunt păcălite să plece la muncă în străinătate pe diverse relații. Că ți-am găsit-o de muncă și, de fapt, le duc pentru a se prostitua. Dar asta are legătură... Încă înțeleg fetele astea, înțeleg. Eu, ani de zile, vorbesc cum vorbesc cu tine, sau poate fără atâta cenzură, că totuși suntem la televizor, cu tinerele. Nu-mi permit prea mult, că sunt minore, da? Dar oricum, sunt mai fără perdea decât la televizor. Și le spun onest, trăznăi, pentru că în multele ore când suntem împreună, am timp să tot spun și să tot vin cu povești de viață. Una singură, cea grăsunucă, s-a salvat, s-a dus la București, trăiește pe cai mari, da? Viață frumoasă la București, la facultate, note mari și așa mai departe. Am priceput, am făcut eu pace ca asociație non-guvernamentală, ca voluntar, că omul trebuie să treacă prin ele, pentru că aici intervine destinul. Mie, oricât mi-amintesc când spunea cineva,
fată frumoasă, fă muzică clasică, e păcat, ce te dai pe muzică ușoară? Eu care voiam să, să fiu ca Angela Similea și Corina Chiriac, îmi zicea asta de muzica aia care behăie pe scena aia. Dar unde o văd pe aia? O vezi tu pe aia la televizor? Nu? Înțelegi? Da. Acum la 42 de ani zic, care mi-ar fi fost destinul dacă o luam pe urmele Angelei Gheorghiu? Pentru că, într-adevăr, timbrul meu permite o muzică clasică. Dar asta înseamnă cultură, asta înseamnă citit, înseamnă educație, înseamnă în spate sacrificiu și o armată cumva, de oameni care să te țină. Pentru eu am luat calea cea mai ușoară, îmi pun o fustă scurtă, îmi dau așa, îmi înfoi părul un pic, behăi și se pare că funcționează. Și dacă te uiți la televizor acum, se pare că funcționează. Bine de tot, încă. Și-o țin langa, de 40 de ani și-o țin langa cu... Când mergi la școli în Dâmbovița, ce descoperi despre tine, Nadine, văzându-le pe ele? Ce traume ți apar în prezent din durerile pe care le-ai trăit odinioară? Câteodată mă gândesc că e o relație așa de un soi de masochism, pentru că de permanență ești, ai sub ochi genul ăla de manifestare, păi, genul ăla de neputință, de trăire, de... Păi nu, spune-mi. Florentina, acum... Că nu, eu nu cred, Nadine, că toate traumele unui om pot fi vindecate. Ba da. Spui tu asta? Da, dar vreau toate să zic traumele... că nu are legătură cu vindecarea. Dar cu ce? Are legătură cu a nu te identifica cu ele pentru că ele nu mi-aparțin. E adevărat, dar nu se suprapun câteodată pe anumite trăiri pe care tu le-ai avut sau rare întâmplări ori, pe care le-ai pățit. Rare ori se mai este câte un trigger, așa? Știi? Rare ori. Un declanșator, dar... un factor declanșator. Da, rare ori. Și, de exemplu, dar rare ori se întâmplă, numai că antrenamentul meu mental și emoțional acum a ajuns la un așa nivel încât sunt doar o unealtă, doar un martor, un observator al unor destine care se prăbușesc sub ochii mei. Și înțeleg că dincolo de tot ceea ce pare a fi, pentru mine, cu siguranță e ceva complex, în care eu mă bag și eu așa cu o chestie mică, dută la școală, fată. Acum un an, acum doi ani, nu-mi spuneai de destine care se prăbușesc sub ochii tăi. Așa este. Am trecut, aveam 41, am 42, abia aștept să ne întâlnim peste 6 ani. Nu, de la an la an pricep niște lucruri la un alt nivel. Vezi că la anul fac 46. Să-mi trăiești, tocmai ce mi-am frumos făcut un calcul în cap. Uitasem. Ce recunoscătoare să fim. Da. Am o familie, părinții de o prostie fenomenală. Am zis că nu-mi dau voie să spun că oamenii sunt proști, dar n-am știut cum să zic. Bine, tată, adică Dumnezeu, spun așa, n-au avut acces la informații. Nu, tată, zic altfel. Genetic, neurologic, nu fac conexiunile. Zic, tată, altfel. Bă, da, tată, îmi dai voie să-i fac proști astăzi? Doar azi. Și de mâine o iau cu budism, zenism, creștinism, ce vrei tu. Și sunt premianți. Și părinții sunt înfiorători și atunci un pic mă gândesc. Toată foamea lor este degeaba. Frigul pe care îl îndură e degeaba. Bolile prin care trec, pentru că mai sun uneori și zice, a, păi are cu inflamate, amigdalite, dureri în gât, trec prin agonii și nu știu ce, și nu fac conexiuni părinții, ei care nu sunt înregistrați cu handicap. Sunt oameni sănătoși, dar care au alte priorități, nu pot să pricep. Și atunci am așa, dar știu că n-am, oricâte mâncare aș duce, oricâte haine aș duce, la sfârșitul zilei, ei sunt copiii acelor indivizi. Și n-am ce să fac. N-ai ce să faci. Și eu nu mai am energie să mă zbat, adică nu mai am mentalul ăla, starea minții în care să mă zbat cum era odinioară. Doamne, dar fă ceva! Doamne, dar aș mai avea, Apostolescule, mai ați un serviciu, că mai am câteva familii, renunț eu la nu știu ce, dar... Nu, am realizat că eu nu pot repara cu traiste de la supermarket, nu pot repara cu hăinuțe și cu medicamente. Trebuie să schimbată mintea omului. Iar mintea omului, așa, mintea omului vine de acolo. Dacă și nu se face... E cea de pe urmă, din păcate, câteodată e prea târziu. Nu știu. Și depinde, oamenii nu realizează miza. Deci eu am lăsat o carieră. Am vrut să nu cânt la mol în Fălticeni ca să pot citi copilului povești seara. Dar ca ăla, eu, Nadine, la ora 9:30 dorm. Da? La ora 8:45 fac așa. Copilul îi zic la 9, mami, e time. Și la 9:30 suntem pe amândoi. La 6 dimineața sunt în picioare. În timpul ăsta alții fac bani.
Eu nu fac bani. O să mă vezi cu această bluză încă 10 ani de acum încolo. Pentru că nu, știi, am înțeles miza. Nu despre hăinuțe-i vorba, nu despre ce crezi tu despre mine este vorba, nu despre televizor e vorba, nu despre rating, nu despre. Este vorba despre conexiunile umane, ăia cu care venim în jurul nostru. Dar dacă eu ca mamă nu primesc informația să prioritizez puiul, nu e vina mamei. E zid. Femeia nu că nu vrea intenționat, nu simte. Nadine, să nu mă judeci. Mi-am luat iar țigări. Te înțeleg. Cum să nu înțeleg dacă la ăla e nivelul? Cum pot să spun, vai, nu te înțeleg, dar ce așteptări să am de la ea? Dacă ea în al 13-lea ceas a pus mâna pe pachetul de țigări și nu pâine la copil. Atâta poți, atâta faci. Da, e un nivel pentru fiecare și are legătură, revin la destin. Da. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. În destinul tău a fost trasat cum că acum, la 40 de ani, să te întorci la școală. Da. Pentru că miza e mare. Păi, ce-mi place. Cum e la școală? În ce clasă ești? Sunt a 12-a. Dai bacul. Nu, că sunt la fără frecvență din cauza de vârstă. Și faci 13. Fac 13. Și m-am bucurat atât de tare că mi-era teamă că se termină. Da. Și mi-am cunoscut, au schimbat profesoara de istorie și sufăr, mă scoate din minți când se schimbă profesorul, mă simt iar abandonată. Trupul meu se simte iar abandonat. Și eu de la cum mă la secretaria, dar unde e domn profesor? Dar de ce nu ne-ați anunțat? Dar este inadmisibil așa ceva. Îmi cer scuze, doamnă, că n-am vrut să vă simțiți prost, dar sunteți nouă și obsesiv compulsivă și mi-am mult să vă accept în sistem. Spune, sunteți talentată. Și acum mi-a schimbat iar profesoara de istorie. Și este adorabilă, de o decență și de o clasă, rasă, adorabilă și cultă și educată. Și la sfârșit, noi toți, fără frecvența, ne-am urcat în merțane, în gipane, în toate alea și ea a luat-o spre metrou. Și am zis, ia câtă destin, frate. Da. Iată-ne pe noi, proștii satului, și uite-o pe femeia asta, a investit o viață întreagă să priceapă lucruri și s-a băgat și în cercetare. Splendid, nu? Revoluționează istoria lumii. Și a luat-o spre metrou. Un om care, iată, trezește admirații, că până la urmă, cum spun tot timpul invitații mei aici, avem liber arbitru, puterea de a alege. Și tu ai ales la un moment dat, după care ai schimbat alegerea. Așa este. Nu? Avem liber arbitru. Putem hrăni primata din noi sau putem hrăni ființa din noi. Pentru că, draga mea, sunt femei care au master, care au doctorat și care fac video chat. Este așa o alegere. Așa. Ce pot să spun despre orașul meu natal, în care sunt femei splendide, care se mândresc cu faptul că câștigă enorm de mulți bani, peste 70.000 de dolari pe lună, datorită acestui video chat. Așa este. Spune-mi tu, că te văd și mai resemnată din punctul ăsta de vedere. O fi asta o putere a femeii, nu? Pentru independența ei? Pentru autoritatea ei? Pentru prestigiu? Mamă, trec la CV. Am făcut video chat. Iar și avem un cont baban. E o alegere. În România se cultivă șmecheria. Și l-am văzut pe Becali la televizor odată, a fost o lecție uluitoare de viață pentru mine. Cumva m-a resetat momentul ăla și am priceput ceva mai multe despre oameni și lumea în care trăiesc. Și el făcea, uite-te la mine, am 5.000 de euro în buzunar acum. Dacă nu aș avea banii ăștia, n-aș fi eu. N-aș fi Gigi Becali, eu aș fi nimic. Și zic, Doamne, cum poate o ființă să scoată pe gură așa ceva, să se asocieze cu banii aia și identitatea sa să fie în porcoiul ăla de bani? Că ce are, cum să încurci borcanele în halul ăsta? Numai că oamenii, știi, au zis, da, bă, așa e, bă, ai făcut tu banii lui, când o-i face tu banii lui, atunci să vorbești. Până atunci, muclez, știi? Și atunci, normal că s-a dus informația asta și în femei, și în copii, și în bunici, și noi toți, la sfârșitul zilei, vrem să facem bani. E o virtute. Cum răsturnăm asta cu virtuțile? Tu cum ai renunțat? Făceai mulți bani, nu? Da. Din imaginea ta, din rating, din tot felul de colaborări, cântai și făceai foarte mulți bani. Și dintr-o dată ai zis, gata, cu banii pe care îi aveai, ai plecat peste mări și țări, unde magazinul pe care tu l-accesai de cele mai multe ori era cel de 99 de cenți. Da? Și nu dădeai niciodată mai mult de 12 dolari pe tot ce cumpărai. Așa e. Spune-mi tu, Nadine, ce s-a întâmplat? Care a fost factorul declanșator? Care a spus,
Stop joc la bani, nu asta este ceea ce se identifică cu mine. Florentina, crede-mă, nu pot să-ți spun care legătură cu ceva pământesc. Noi așa? Nu are, adică eu am fiecare dintre noi este conectat cu îngerul său, ghidul său, Dumnezeul său, cum fiecare... Spune-mi tu despre tine, despre experiența pe care tu o simți, că vorbesc mereu. Avem un senzorial și un extrasenzorial, da? Pe tine cine te ghidonează? Eu ce crezi sunt cu cineva. Așa. Și acest cineva spiritual cu care sunt este un spirit foarte puternic. Pentru că există și ghizi din ăștia mai lipsiți de talent. Exact. Și îi scapă din mâini pe cei a căror destin ar trebui să fie adjuvanți. Și eu am unul zdravă în la cap și a făcut lecțiile bine. Și este pe senzație. Eu am simțit cumva, nu avea... Pentru că nu are legătură cu rațiunea. Eu nu are legătură... Toată lumea spunea și chiar Andreea Bălan îmi spunea într-o zi, cum ai putut să pleci, să fii nimeni? N-am știut că există nimeni. Pentru că nimeni nu există. Toți oamenii sunt cineva, indiferent de poziția socială, indiferent că sunt în șanț, acea ființă este cineva. Chestia aia care este în șanț este monumentală pentru că are o informație în ea de nepriceput pe lumea asta. Ok? Și a fost acea simțire de să renunț la contractă, să renunț la aia, să plătesc amenzi pentru că a trebuit să despăgubiri. Da. Aveam album care n-a mai ieșit pe piață și așa mai. Nu e logic, nu e rațional și o fată la 23 de ani nu face asta când ești în prime time cu emisiune. În schimb, dacă accepti în rugăciune parteneriatul cu divinul din tine, dacă accepti acest parteneriat, de ce, Doamne iartă, mă mai spunem facă-se voia ta, dacă eu la sfârșit mă pun ca leana în drum să zic, mă, dar de ce m-a dat afară de la servici? Păi, fă, nu ziceai cu facă-se voia ta? Păi, lasă facă-se voia ta, acum sunt șomeră. Păi, ai încredere în... Ei, am încredere, dar întâi să-mi găsesc servici și după aia. Da. Știi, adică splendoarea drumului nostru pe lumea asta de 80-90 de ani, nu nimica toată, sunt aceste parteneriate pe care le avem cu alți oameni, da? Dintr-o dată te uiți la un om și zici, bă, nu știu de ce, îl iubesc, dar nu mai pot, bă, l-am văzut de două ori în viața mea, dar așa mă simt atât de bine. Spunem noi cu cuvintele noastre prostești din peșteră. Sufletele noastre sunt în gașcă. Ok, ce frumos, ne-am adunat. Ok, dar pe... Și... Dacă noi nu ne retragem la sfârșitul zilei să ne așezăm în noi, să ne amintim de noi, oamenii își amintesc de ei așa. Sunt contabil. Dude, nu ești contabil. Ferească Sfinții să fii contabil. Aia e ceea ce faci? Să plătești curentul. Cum? Adică Dumnezeu plămădește? Ăsta e contabil. Știe cu cifrele. Să mă ierte Dumnezeu. Dacă fiecare se așează în el și uită de ce crede că este și face un efort să investească în splendoarea care este, în divinul care este, n-ar mai face videochat, pentru că nu poți să dai construcția asta și să-l pui spre batjocoră. Nu mai poți. Iei splendoarea asta și o pui la lucru în indiferent de domeniu. Zidar. Zidărie facem, frate. Înseamnă că sunt zidar. Nu fur, nu mint, din zidărie îmi plătesc. Așa am trimis fata la facultate, a venit instalatorul la mine. Îl ador pe instalatorul meu, este din ăla clasic, care îi se vede popou când se apleacă la țevi. Un telefon, n-am crezut că se mai fabrică așa ceva și nu se mai zice. Și făcea, Doamne, Anadin, nu mai pot să vin, că zice, îmi bag fata la facultate, zice, și mă duc să-i aranjez de la țarom, să-i aranjeze la cămin. Mi-au sărit lacrimile. Asta mă emoționează. Nu știu cum, din câte țevi, din câte WC-uri curățate, omul ăla a reușit să-și pună puiul de om, a făcut unul, că atât s-a întins cât i-a fost plavul. La facultate, zice, mândru, emoționat, cu degetele alea muncite. Și atunci, în ăla e Dumnezeu, nu, Dumnezeu e în toți, dar el a acceptat parteneriatul, pentru că el din țevi sparte a reușit să fie, mi-a zis, Doamna, nu mă mai sunați duminica, știți că sunt la biserică. Mă iertați, instalator, respect. Da. Și dacă nu acceptăm parteneriatul, că nu suntem doar femei, doar bărbați, doar contabili, doar părinți, doar frați, ci suntem ceea ce ne-a fost menit să fim,
împreună cu Dumnezeu. Cu ce a pus așa, când știi, când gătești și pui dragoste, când a pus Dumnezeu acolo, pun din mine în tine. Du-te acum, du-te cu mine. Păi dacă tu du-te cu mine și te apuci de videochat, unde este El? Poate fi parte din destin, dar Dumnezeu nu ne vrea autodistrugători și nici să distrugem pe alții. Dar sunt mulți, sunt foarte mulți oameni care merg pe programele astea de autodistrugere. Tentațiile, cu asta începe, cu ispita, da? Păi, cu corpul tentația. Corpul are nevoie de... Corpul, da. Nu? Și tu ai trecut prin asta. Da. Ai avut, ai simțit, ai fost acolo, în mijlocul lor, în mijlocul tentațiilor, în mijlocul viciilor. La mine a fost alcoolul. Ai căzut în patima lui? Da. A fost o perioadă îndelungată? Da. Cum te extrăgeai? Cum te mai iubeai? Mai simțeai ceva? Nu ai, n-ai acces la tine. N-ai acces, sub nicio formă. Deci nu-ți păsa de tine? Nu existam. Era alcoolul și trebuia să fie. Dimineața, la prânz și seara. Ce te făcea? Te făcea să uiți? Era ceva care emoțiile. Venea peste altceva? Nu, era ceva, și oamenii, de asta ne trebuie educație emoțională în școli. Exact. Era ceva ce nu pricepeam ce e, dar nu puteam fi bine în mine. Era ceva de-mi venea să mă izbesc cu capul de ziduri. Ceva să se ducă o poșghiță de ceva, dar pe care nu o pricepeam pentru că nu aveam informații. Și atunci când beai alcool, ce se întâmpla? Se dilua toată starea aia, exact. Nu mai era furie, nu mai era agresivitate. Confuzie. Era doar tot. Așa. Era bine. Era bine. Și văd asta și la cei care mănâncă, cei care se droghează, cei care beau. Și eu acum nu mai beau de 3 ani. Nu mai beau și nu mai fumez de vreo 3 ani. A fost cu Dumnezeu. Adică, Doamne, da. Nu mai vreau, te rog. A trebuit să intri într-un program care să te ajute, în genul ăla de grup de susținere? Nu. Sau ai știut că poți să faci asta? Te rogi la Dumnezeu, crezi și lupți cu tine și am cu viciul. Am conștientizat. Am început atât de tare, mi-am dorit să-mi înțeleg emoțiile, încât începeam să le văd în afara mea ca pe personaje. Știam fiecare emoție, când îi se apropie de mine, intră și mă populează și mă transformă. Și am început să-i le identific la interior, să le identific în afara mea și după aceea să zic, stai puțin, doar nu o să-ți vină, doar nu crezi că marți vii la mine. Și conștientizând emoțiile, am conștientizat și alcoolul când intră în mine, ce face. Bă, voiam să înțeleg. Ok, beau. Dar ce se întâmplă? Și după aia când toată amorțeala aia, toate... Și am început să mă detașez și să devin martor al trupului meu amorțit. Și atunci am putut să văd tot filmul din care făceam parte și să nu mai îmi doresc să fiu acolo. Și după aia cu rugăciune și conștientizare. Pentru că asta lipsește celor mai mulți. Conștientizarea... A ta cu tine. Da. Și unul dintre astea e Dumnezeu. Toate lucrurile astea le-ai făcut singură, Nadine? A fost cineva lângă tine, care, pe al cărui umăr te-ai așezat? Mă gândesc și la perioada aceea, departe de țară, departe de lumea dezlănțuită de aici. Acolo când ți-ai asumat altceva, ai vrut altceva. Și ai experimentat, adică... Te mai gândești, te mai duci în perioada aia? O, Doamne, mi-e un dor. Ți-e dor? Spune-mi de ce anume ți-e dor. Mi-e dor de societatea aia, în care puteam să fac orice, să mă duc la cursuri de spaniolă, să mă duc la cursuri de aeronave spațiale, să mă duc la cursuri de biologie și să mă întâlnesc cu tanti de 70 de ani să zic, ce, Doamne, iartă-mă, căutați, Doamnă, la un curs de biologie. Și ea făcea, I was curious, dear. Și zic, cum, Doamne, atât, dar vă înscrie mai puțin și uite, caută moartea pe acasă, știi românul din mine, și tu vii la curs de biologie. I da, și zice, și m-am dus și la un curs de calculatoare. Te, baba, mi-e dor de asta. Mi-e dor de bătrâni care se angajau la împachetat de tricouri ca să mai câștige un ban în plus și aveau cască în ureche și pe ei nu-i chema la ședință pe etaj, știi? Că nu puteau să și urce. Se urcau odată și rămâneau acolo și împachetau tricouri. Și participau și ei la ședință, foarte, existau, erau vii. Mi-e dor de o societate în care fiecare își are un loc, își are locul, se simte în siguranță și poate participa la construcția și evoluția societății cât și a sa. Te-ai gândit să pleci? Că de multe ori pleci, de multe ori ești plecată din țară, de multe ori experimentezi, trăiești în alte locuri. Da, mă gândesc că... De ce încă aici? De ce încă aici? Aici asta e destinul. O întrebare. Ai clar, fără dar și poate, destinul meu este aici. Pentru că am niște informații care sunt folositoare pământului ăstuia și mentalității de român. Și tocmai venite din forma asta. Pentru că sunt ca nu cam perete în continuare. Adică să mă ierte Dumnezeu. Dar ce caut aici la adresa asta? Și am priceput.
Am priceput că moaca asta trebuie să se ducă prin sat, în Dâmbovița. Prin care sate? Povestește-mi despre satele pe care le întâlnești, că tot vorbim sat, zilele astea de Dâmbovița. Nu vreau să-i dau numele și nu vreau că e o comunitate foarte frumoasă acolo. Am fost într-un sat, vreau doar să spun că am dat un share location și i-am zis lui frate meu, dacă nu apar, eu sunt aici, că pe, nu mi-a apărea pe Waze satul. Dar eu, dacă nu apar, nu știu. Oamenii aveau pături la ușele, la casă, ferestre, în, da, nu, și la în loc de ei aveau pături. Toți erau pe ulițele satului în papuci, cu șosete și cu capoate, ca bolnavi de la spitale. Am venit cu un program la un liceu reconstruit de directorul liceului, făcut splendid, și programul era între mine și o altă asociație, asociația cealaltă dădea bani pentru a face un mic business și eu veneam cu know-how-ul. Niciun copil n-a aplicat. Am fost... Eu simțeam cum se destructurează ceva în mine. Da. Și mi-au spus, toate fetele mi-au spus așa, unele își doreau fete să facă de-astea service auto. Fete, foarte bine, da. Băieții își doreau să fie șoferi de tir, fotbaliști, frizeri. Aveau idealuri, da, din punctul lor de vedere ar putea să-și câștige independența financiară. Și la sfârșit, după aia, când se trage, și eu deja acum forțam că copiii nu făceau nimic, nu completau formularele și așa mai departe, să ia banii gratuit, fără să-i rambursări, nu să dea bani nimic. Fetele mi-au zis, doamnă, degeaba, a fost frumos și am visat și vă mulțumim, dar orice ar fi, eu trebuie să mă mărit. La ce vârstă? La ce vârstă? Ce vârstă 16 au? Ani. 15 ani, 14 ani. Era oricum un miracol că au ajuns până în clasa 9. Și răspunsul tău care a fost? Ce le-ai spus? Am spus niște chestii care sunt împotriva culturilor, a religiilor, a... Dar n-a folosit. Sunt o influență mult prea mică. Trebuie ceva ca picătura chinezească, dar să fie în comunitate. De asta îmi doresc foarte tare un centre de dezvoltare comunitară. Am lucrat, am făcut schițe și proiecte, nu mi-a dat niciun primar nicio cameră. Poate doar să mă duc cu mascații să ocup o cămeruță pentru un loc în care membrii comunității să vină și să-și ia informații, să se bage în priză cumva și la informațiile. Oamenii ăia nu știu nimic. Deci în satele astea care nu sunt departe de capitale, n-au habar de ce se întâmplă pe lumea asta. Cam câți kilometri sunt între, iată, București de 45 de minute. 45 de minute. N-au habar pe ce lume trăiesc și încotro se duc. Și sunt ținuți în starea asta. Da, uite, tu te duci, le vorbești acestor copii, dar ei în continuare se duc acasă la părinții lor și ei oricât ar vrea și oricât ar visa și oricât și-ar pune în minte, în, nu știu... Și mi-am dat în perspectivă, seama că... părintele nu o să-l lase, așa părintele nu o să accepte. Așa este. Așa este. Și cutumele lor, și principiile, și filozofiile idiote de viață. Și de-aia m-am dus la școală. Doamna Nadine, dumneavoastră nu știți cum este, eu am doar 4 clase. Da, sora mea, știu cum e, am 42 de ani și sunt a 12-a și am luat-o de la a 9-a. Am vrut o unealtă proaspătă. Păi da, doamna Rușin, păi da, eu dacă mă întorc la școală, râde tot satul de mine. Păi și de mine râde, toate televiziunile și toată România râde, că uite-o și pe Nadine aia dată de la televizor care s-a întors la școală. Și la sfârșitul zilei, cine are diploma? Pata la mama. Cine are informațiile? Și pe unele le conving, pe altele nu. Mai mult nu. Dar am priceput că rolul meu nu este să transform... Adică nu putem avea vanitatea asta, eu am venit să te salvez pe tine, eu am venit Rolul meu este să fac ce știu că trebuie să fac. Iar eu știu că trebuie să mă duc pe coclaur și să vorbesc, să spun lucruri. Soțul tău ce-ți mai spune? Să că-și mai iau un serviciu. Că sunt costisitoare toate astea. Auzi, iubita, dar tu nu faci cu sponsorizări din astea, nu știu, dar orgoliu nu mă lasă. Și nu vreau să-mi... Păi tu vorbești de orgoliu acum. Știu, dar pentru că eu mi-e teamă că orgoliul meu este de a nu mă pune într-o... De a nu... tu m-ai ajutat pe mine. Nu știu să cer ajutor, că spuneai dacă de pe umărul cuiva. Eu când mă îmbolnăvesc, mă duc la mine în cameră, zic lui Apostolescu 4 zile să nu mă deranjezi. Și îmi duc acolo fierbător, ce este cam peșteră. Mă retrag în peșteră. Și stau și zac și când ies pe ușă sunt... Puah! Nu pot să nu suport să-mi spui ești bine, ai nevoie de ceva sau hai că vin să te conduc să fiu alături de tine. Pregătesc un proiect cu o emisiune și producătoarea, pentru că aveam o filmare în companie, în stație, zice hai că vin să fiu alături de tine. Mamă, tot drumul, dar ce-o vrea?
trebuie să fac ceva. Și ea stătea și eu zic, bine, acum hai, spune, de ce ai venit? Și ea zice, nu, am venit să fiu alături de tine. Mamă, când am ajuns acasă, uite, perpelită, mi-a făcut un mare rău. Asta încerc să spun. Am ajuns acasă, zic, eu trebuie să-i dau un mesaj, să-i zic ceva. Mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi pe platou. Și a zis, cu drag, cu plăcere, zic, dacă mai face încă o dată, mă bagă în spital. Pentru că nu știu ce vrei de la mine. Dă-mi un pumn, scuipă-mă, bate-mă, dar nu fi drăguț cu mine, că asta nu înțeleg. De mână, da. Nu poți să accepti asta, nu poți să... Nu știu ce să trăiești cu asta. Nu pot. Și Apostolescu zice, îi făcea când eram gravidă, iubita mea, am voie să vin la doctor. Doamne ferește, ar fi culme acum. Și ce să faci, să te uiți, să mă mângâi pe burtă, să o pupi, să mă ții de mână, ferească sfinții. Am voie să vin când naști. Doamne ferește, ar fi culmea, să te văd înlăcrimat peste geam. Tu vino, zic, când mă scoateți din spital? Peste două zile, peste două zile să vii. Deci, dar pot să-l văd până atunci, să-l trimit o poză. N-am nu știut, cred. Îți jur. Nu cred că s-a întâmplat așa, Nadine. Păi cum să-l ții pe tatăl? Da, depărtare de... N-am putut, orice emoție legată fâstăceală din asta, sunt copilul nostru. Ce-ți trezește? Ce-ți tulbură? Vulnerabilitate fără margini și cu care nu știu să... Aici ai atins-o, din când în când o atingi și ți-e frică de ea. Așa e, nu vreau, nu-mi place. Nu-mi place nimic dar, din mine care... Dar este minunată vulnerabilitatea. Dacă poți... Și asta e o putere. Știu. Și asta e o putere. Da, eu prefer femeie. Să am pe aia. Pot să spun că-s clasa 12-a la 40 de ani. E o vulnerabilitate pe care mi-o asum. Dar vulnerabilitatea aia de am nevoie de tine, aia nu. Trebuie să înveți. Trebuie să înveți și asta. Pentru că așa cum alții vin la tine și îți spun, doamna Nadine, la vârsta asta mi-e rușine să sun la școală și să mă întorc. Da? Sun eu pentru ei. Tu suni pentru ei. Trebuie să înveți cumva și tu de la ceilalți, de la alți oameni, să-ți arăți o mare putere, să poți să-ți arăți vulnerabilitatea. Așa este. Nevoia. Mi-e foarte teamă, nu vreau. Este un program pe care dacă așa, se face download, tot îl ocolesc, știi? Adică facem download la vulnerabilitate să înveți. Nu acum, știi? Învăț altele. Nu-mi place. Deci e adevărat. Mai e de mult, mult, mult de muncă cu tine, nu? Și poate pe asta nu trebuie să o rezolv, adică mai e și varianta asta, nu trebuie să le rezolvăm pe toate, știi? Așa cum mi-am trecut eu aici în textul meu, mai degrabă tu ești cea care protejează, care e sub aripa ta, da, pot că mare. Decât să simți nevoia să te lași protejată. Da, sigur. Am control. Ai control și poate că asta te-a ajutat să te extragi din zona aceea dubioasă, nu? Tenebroasă. Pentru că părintele spunea la un moment dat că oamenii ăștia, femeile astea, care fac mai ușor bani, da? Și își folosesc trupul pentru asta, se tulbură sufletul. Așa este. Se tulbură într-o profunzime și într-o stare în care nu cred că mai poți să ajungi mai bine, mai... Așa este. Și pentru copiilor, și pentru tot ceea ce vor genera de acum încolo ca și familie. Exact. Este ca un virus. Așa este. Păi și atunci, Nadine, cum să te resemnezi? Nu mă resemnez, fac în continuare. Dar nu pot, uite, eu de exemplu, am femei bătute în sat. Așa. N-am centru de urgență pentru femei. Eu am avut una care a stat la mine 3 luni de zile. Bărbatul mi-a zis, du-te și bate la ușă, că eu cred că a murit femeia acolo. Dormea femeia. Nu mai dormise de ani de zile. Dormea. Și am zis, i-am vrut doar să te verific, dormi în continuare. N-am crezut că un om poate dormi. Nu vedeam la masă, nu vedeam la baie, nu vedeam nicăieri. Dormea, liniște, nu vorbea la telefon, nu stătea pe... Dormea. Avea nevoie de răgaz. Da. Și de un adăpost. Dar dacă societatea era formată de așa natură, dar noi românii am și cultivat acest soi de societate în care ăla e foarte bogat și ăla este foarte sărac, ăla are informațiile, ăla n-are informații și eu n-ai unelte, n-ai cu ce să lucrezi. Și nu poți să le aduc pe toate acasă. Deci am zis la Apostolescu, la ora aia nu apari în bucătărie. Du-te la tine în cameră, că e fata pe aici. Du-te. Adică nu, am luat-o din casa ei, copilul i-a rămas în urmă. M-am dus pe copil, mă suna bărbasul. Bărbatul mi-a zis, nu la noi la poartă. Păi ce, uneori e vorba de oameni. Și nu la noi la poartă, mai țin de bon ton. Întotdeauna e vorba de oameni. Da. Eu mă bucur că tu ai ales să asculți vocea de dincolo, da. Și să rămâi aici, unde crezi, da. Tu că e destinul tău. Sigur. Ca să poți să aduci, să oferi și să dai ceva acestor oameni, fie că e vorba de experiența ta, de priceperea ta, de știința ta, care evoluează de la o zi la alta. Nadine, te mai aștept pe la noi, te îmbrățișez.
Jucăm de fiecare dată de-a viața ascunselea. Câteodată cu noi înșine, poate de cele mai multe ori. Mulțumesc că mi-ai adus inima ta în palme, ca de fiecare dată. Mulțumesc. E multă putere în inima ta și cred mult în asta. Aveți multă încredere în puterea inimii voastre. Și nu cedați, nu? Nu abandona lupta! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Vă îmbrățișăm împreună, vă trimitem toate gândurile noastre, toată susținerea pe care, iată, inimile astea două... Și gânduri de rezolvare trimitem. Și gânduri de rezolvare. Pentru că există o soluție pentru orice. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!